În cadrul ședinței de Consiliu Local care a avut loc miercuri 30 iunie a fost votat un proiect de hotărâre ce prevede ca Angara Roman să aibă loc o expoziție fotodocumentară Viorica Agarici, o expoziție permanentă sub forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă ce va prezenta mărturii istorice, documente, fotografii și înscrisuri ale vremii. Proiectul a fost votat cu câteva zile înainte de 3 iulie, atunci când se împlinesc 80 de ani de la întâmplările petrecute în Gara Roman, atunci când Viorica Agarici a reușit să salveze de la moarte cu prețul propriei vieți 800 de evrei din trenul morții care îi ducea în lagărul de la Călăraș. Panotajul expozițional a mai fost prezentat de 3 ori în anul 2019 la Palatul Victoria și la Palatul Parlamentului și pe esplanada din fața primăriei municipiului Roman. Proiectul numărul 8 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Favorabil. Sunt discuții? Mulțumesc. Și avizul Comisiei Juridice, ce spuneți? Aviz favorabil. Sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Vă comunicăm că acesta a fost un prim pas în realizarea unui parteneriat între cele patru instituții amintite, urmând ca fiecare dintre acestea să aprobe acordul în forma actuală sau, dacă există modificări de adus la obligațiile fiecărei părți, urmând să modificăm sau să completăm hotărârea de Consiliu numărul 147 din 30 iunie, în funcție de clauzele introduse de părți, astfel încât să avem o formă unică de acord de asociere acceptată pentru a putea trece efectiv la semnarea și implementarea proiectului. Expoziția are loc după un acord de asociere încheiat între Complexul Muzeal Național Neamț, Primăria Municipiului Roman, Compania Națională de Căi Ferate, Sucursala Regională CFR Iași și Consiliul Județean Neamț. Momentan nu se cunoaște data la care aceasta va fi montată în gară, decizia urmând să fie luată de Compania Națională de Căi Ferate și de Consiliul Județean Neamț. Cert este că în hotărârea de Consiliu Local, termenul limită de amplasare a panotajului expozițional este 31 decembrie 2022.